then we were gonna have Falcone after us, along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Yeah, hello. Vito. Yeah, it's Eddie. Listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once, I don't. Carlo wants to see you over at the planetarium. He say what it was about? Nope. Better head over there now, though. Don't want to keep the man waiting. You see you, Vito. Mr. Scaletta, can you get in, please? Hey, old man. What are you doing back? Just get in the damn car. Now. And you are? This is our friend, Mr. Chu. All right, so what the hell's going on, Leo? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I've probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown. That was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. That's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Miro. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid, this is your last chance. Taz! Te salut, Taz! Neața, Don Taz! Don Taz! Observatorie. Uite, mă pregătesc de emisiunea finală, Taz.
Ce faci, domn Taz? Cum ești? Refreno. Aia e fain Call of Duty Warzone, la că am văzut și eu gameplay și așa mai departe. Dar până la urmă, Call of Duty, PUBG, Fortnite, etc. etc. Sunt doar niște facă Battle Royale în care nu aduce nimic înapoi ție. Nu ți ad absolut nimic nu ți aduce. Fuck games, dude. Ia uite. Battle Royale, frate, e un joc, e un gen de joc pe care îl joci odată. Să vezi cum e, despre ce e vorba și atât. Nu joci 50.000 de Battle Royale, că nu te alegi cu absolut nimic. Uite, eu am jucat Legion ăla, cum se cheamă, de fan, cu Gașca. Dacă nu era Gașca, nu jucam așa ceva. Am jucat PUBG, am dat și 25 de euro, nu știu ce a fost în capul meu cu PUBG-ul la momentul respectiv. Am mai jucat Fortnite, am jucat și o puțin Fortnite. Am mai jucat, ce mai jucat? Apex Legenda, am mai jucat 2-3 meciuri tazule, 2-3 meciuri bam 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 și gata. Nu să-mi consum acolo sănătate, nervi și de alea pentru ce? Nu, tată. Da, pe asta nu, eu nu mai îmi bag capul cu Battle Royale. Poate să apară 50. Pentru că un joc Battle Royale nu aduce nimic. Ce ți aduce? Ți aduce doar o ți aduce concurență, ți aduce nervi, stres, nimicuri. Că te-a omorât la care cod sau că are, că e mai bună la. Și te oftiși aproape la orice kill pe care ți-l dă ea. Deci nu, nu are rost. Te strici. Pentru mine, Battle Royale sunt dead games. Jocuri moarte pentru mine. Hey, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, all right. Here you go. Bam! Decât să joc un fac Battle Royale tazule, mai bine joc o capodoperă de joc asta. Sunt multe jocuri faine. De ce să-mi pierd timpul și orele într-un joc în care nu ies cu nimic în câștig, tază. Adică iau logic. Fiecare meci și așa mai departe, ce fac? Îl iau de la zero. Tot. Deci, vorba e mai bine lipsă. Da, distracție, tată. Mare distracție. Pe distracție și în jocurile astea la alte tas. Pe noi ca oameni ne așteptăm să câștigăm mereu, da? Mereu, mereu, fiecare meci să ne așteptăm ca mereu să fim cei mai buni, să dăm kill și mai departe, da? Să câștigăm.
Și atunci când ne omoară ăia și nu câștigăm și mai departe, ne ofticăm, dăm raid și toate cele. Mă refer la general aici, nu mă refer, știi? În general mă refer. Da, uite, mafia, da, termin mafia, simt ceva acolo, adică e wow. Munca depusă de tine și așa mai departe, cât de cât. Mai bine joc un joc de ăsta, single player sau un joc cop, da? Jocuri cop, uite, jocuri cop se mai merită să te joci, da? Sau jocuri de ăsta online, în care depui ceva, depui un efort, depui timp, da? Depui timp, dar măcar te alegi cu ceva, adică îți rămân itemele, îți rămâne acolo munca ta, știi? La Battle Royale ce fac rămâne? Nimic. Chiar nimic nu-ți rămâne, doar experiența și level, atât. Uite, am terminat Mafia, de exemplu, o să termin Mafia. Am jocul terminat, după aia pot să fac open world, pot să fac ce vreau în el. La Battle Royale, după ce ai terminat meciul, ce faci? E de la capăt, același... Te învârți în cerc, cum se zice în Battle Royale. Deci te învârți în cerc. Asta e tal, da. Mamă. Mamă, ce mi-a făcut. Ce mi-a făcut. Eu mai, să fiu sincer, mai bine joc un joc cop cu tine, da, să joc un joc cop unde mă relaxez, mă distind, mă simt bine, râdem, glumim, decât să joc un joc așa care necesită presiune, da, că e presiune într-un ăsta. Vezi că e acolo, vezi, omoară-l, vezi că s-a dus acolo, vezi că e acolo, bla bla bla. Mai bine joc un joc cop unde interacționăm, unde vorbim, unde mai glumim, mai... De exemplu, în Outriders, da? Jucăm amândoi cop, farmăm ceva acolo și jucăm, adică e fain, pac. Mai și vorbim, mă, Caterin, că mai farmăm, mai... și mai departe. Adică stau relax când mă joc un joc. Stau, cum să zic, stau așa, fain, să mă simt bine. Nu stau încordat, știi? Uite-l acolo, concentrat, știi? Să fiu concentrat. Uite-l acolo, vezi că vine pe acolo, avdat, e codat, e... etc., etc. Nu, boss. PvP-urile în jocuri, din câte am observat eu, Taz, și vorbim o de orice joc aici, care are ramură de multiplayer, da, care are ramură de PvP, au devenit foarte toxice, nu mai erau ce erau dată. Acum dacă te-a omorât unul de nu știu câteva ori și ți-a dat-o fain, mamă, e codat. Unii sunt codați, într-adevăr, dar unii nu sunt, dar joacă ei bine. Sunt ei acodați și mă departe. Și de ce să-mi bag capul care codat, care unii codat? Fuck, dude. Mă joc un joc în care mă relaxez, în care mă simt bine, în care mă distind. De ce nu poate mai învăț ceva de la anumite jocuri și mai departe? Uite, de la Mafia 2 ce am învățat, boss? De la Mafia 2 am învățat respeto și onore. Și ce înseamnă loialitate? Am învățat să iei decizii pe propria ta răspundere, chiar dacă uneori nu e bine ce faci, dar totul să faci prin propria ta cale și mai departe. Fiecare joc pe care îl jucăm, în general, avem de învățat câte ceva de la el. De asta, eu am pus stop de mult de la Battle Royale și mai departe. Uite, mi-a zis Exilu, dar câtea ori să-mi instalez Fortnite. Știi?
Și chit că mi l-a băgat pe Batman acolo, mi l-a băgat pe John Wick. Skin. Au! Fuck! Chit că mi l-a băgat ca skin acolo, dar degeaba. Și reiau de la capăt. Vezi, uite, numai când am vorbit cu tine și așa mai departe. Vezi, uite, când am vorbit simplu așa cu tine, să-mi expun o idee. Și n-am fost puțin atent, deja mi-a dat-o aia. Numai într-un joc single player, nu vreau să spun în multiplayer, în Battle Royale, unde... Ai adaptat, mă refer în sine, în general în sine, adică... Singurul joc care m-a scos așa, nu știu, care a scos din mine ceea ce nu credeam că am, a fost Overwatch, tati. Și am zis, decât să îmbulesc sănătatea, să îmbulesc neuronii și creier și toate cele, mi-am vândut contul, frate. E că aveam și alte jocuri, aveam level 500 pe Heroes of the Storm, cu eroi de blocat, skin-uri șmechere. Aveam... Diablo 3, da? Ce jocul mai aveam pe acolo? Destiny. Cont, șmecher, ca lumea. What? Nici bine n-am atins. What?
Și acum înțeleg, Taz, nu știu dacă mai ești aici. Acum înțeleg de ce majoritatea jocurilor nu prea mai au ele PvP. Au doar co-op și atât. Co-op story sau co-op, să faci ceva acolo. Pentru că în ziua de azi, în 2021, și nu doar anul ăsta, și în decursul anilor precedenți, PvP-ul a devenit foarte toxic. Lumea nu mai joacă de plăcere să bate ei între ei, așa, din, să se distreze, să se simtă fan. PvP-ul a devenit foarte, foarte competitiv, a devenit. Foarte competitiv. Și ai văzut, dacă nu câștigi, te enervezi, te stresezi, îți crește doza de ură pe joc, pe player respectiv, te înfurii. Că sunt unii oameni care sunt dereglați mental și când pierd și așa mai departe, sunt violenți cu cei din jur. Adică psihic te doboară, cum se zice, chestia asta și de asta. Că nu toți au discernământ. Sunt mulți ciobani care... sunt ciobani, la propriu și figurat. Și de asta majoritatea jocurilor apărute noi, abia dacă are cop. Jocurile astea importante, mari, nu orice shit care apare de astea mititele. Să-și testeze developerii talentul lor. Aia e cu totul altceva. Well, look who it is. This is where they send? This is an insult. What'd they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize Joe, that? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Hey. If you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked on about, three. Joe? You're gonna throw all that away? Do it! Two. Now! Nice. Shit, asshole! God damn it, somebody kill these two psychos! Când a încărcat el arma, God damn it, somebody kill these two psychos! You dumb bastard, you don't stand a chance. You can't kill them all. I gotta do everything myself. Do I? You boys okay? There's only two of them. I'm gonna enjoy watching you die. Come on, I'll blow your fucking head off. You know something, Carlo? For the last 10 years, all I done was kill. I killed for my country.
I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one... this one's for me. Fuck you! Fucking prick. I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack it. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? Dator cu $5. Ce zici, Joe, decât să înghit o minciună de la Carlo Falcone, mai bine iau $5 de la Vito, da? Că oricum era dator. O secundă. Dazule, jucăm în Outriders? What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on. Let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So what's the big secret? Hey, what the hell's going on? Where are they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Mai o capodoperă. Pot să spun că o capodoperă de joc a fost incredibil. Incredibil joc. Un joc cu rispetto, onore. Iată. Superb, superbitate. Superbitate. Și bineînțeles, Stas, nu știu dacă te-ai jucat Mafia 3. Leo Galante. Mamă, ce fain sună. Leo Galante. Dacă v-ai jucat Mafia 3, știți că fratele Joe
trăiește. A făcut Leo Galante o chestie să nu se întâmple chestia asta. Deci știți că în Mafia 3 Joe e șoferul lui Leo Galante. Ca să nu-l omoare, ce a zis Joe? Nu sunt mai niciodată legătura cu Vito și vei deveni șoferul meu. Că ce a zis Joe? Decât să fiu mor, mai bine... Bam! Mafia, vom vedea mai multe în Mafia 3. Și de-a tazule, am aici, fiind definit edition, ediția asta, clar că am toate DLC-urile și le voi juca. Le voi face, cred că, maraton. Le voi face maraton, cred că mâine le fac maraton toate trei. Știu că cel mai lung e al lui Joe, o oră și ceva. După aia Jimmy îl fac imediat și Betrayal of Jimmy, la fel. Deci Jimmy, deci trădarea lui Jimmy și Jimmy Vendetta, știu că e unul și același om. După aia vine aventura lui Joe. Exact, a zis că... Exact asasine. Ei doi fiind prea OP, fiind prea OP împreună, ce a zis? Bă, mai bine hai să-i despărțim. Mai bine. Atât scurs și obiect. Și putea să-i omoare, dar aici, în mafie știți că nu e vorba de aia, gata, te omor să scap. Nu, când, în mafie când vrei să omor, trebuie să ai un motiv, trebuie să ai ceva anume, nu... Dacă ți-a încălcat business-ul, adică nu omori pe oricine. E fain. Și melodia, piele de găină, credeți-mă, piele de găină. Uf. Aș putea să încep un nou live, că vreau să termin frumos eu cum trebuie părțile mele din Mafia, să închei live-ul și să joc după aia full DLC-ul, DLC-urile. Dar vedem. Așa că până data viitoare aveți grijă. Deci aveți grijă. Tazule, eu ți-o spun direct, scurs la obiect, Joe Barbaro apare în final la Mafia 3, după ce Lincoln Clay îl omoare pe capul al mafiei, nu mă simt cum îl cheamă pe ăla, apare Leo Galante și face intrarea, stă de vorbă cu Lincoln, și a propus o ofertă lui Lincoln, să lase toată chestia asta cu mascarada, cu mafia, că nu-i de el, că mai e și de culoare Lincoln și știi că în mafia nu bagi oameni de asemenea chestie. Fii a zis, lași orașul, îți vezi de treaba ta și lasă-ne pe noi să ne facem treaba aici. Și la final, când ăsta pleacă, Leo Galante, îi deschide ușa, cine crezi? Joe Barbaro, îi deschide ușa. Se uită la Lincoln se uită la el și zice în gândul lui probabil, uite-mă, ăsta nu-i Joe, trăiește. Și după aia închide ușa și a plecat și bam. Dar nu înțeleg de ce nu se mai vede webcam-ul. E mai bine acum să vedem? Bun. Deci ai înțeles asta. Deci pe scurt și pe românește, Joey Barbaro n-a murit.
el trăiește, doar i-a despărțit, atât. Și cred că pactul final al Leo Galant ăsta a fost, în primul și în primul rând, l-a făcut pe Vito Scaleta să creadă că Joey e mort, ca să nu mai caute, să nu mai facă atâta tam-tam împreună, să facă haos, că îi fac haos, după cum bine ați văzut, haos fac. Și Leo Galante, simțindu-se dator cu viața și dator pe viața lui Vito, că i-a salvat viața, dar dai seama, ce a zis Leo Galante? Vreau să-mi plătesc datoria. Și datoria e să nu ia viața nimănui, la nici lui Vito, nici lui Joy, că ele oricând ar fi putut să ia viața lor, dar n-a vrut. Și ce a zis? Cred că i-a propus un pact lui Joe. Dacă vrei să mai trăiești, vei deveni șoferul meu și dacă iei contact cu Vito Scaleta, vă omorâm pe amândoi. Vă găsim și vă omorâm. Puteți să fugiți voi oriunde. Nu puteți să scăpați de noi. Cam așa ceva, cred că i-a zis Leo Galante. Și după cum bine știți și voi, bam. Asta e toate nebunie. Cam asta trebuie să deducem noi din lucrul ăsta. Da. Da, sper că ai înțeles acum care e faza. Și te salut, Apollo. Te salut, boss. Capodoperă. O capodoperă acest. Toată seria, de fapt. Chica Mafia 3 puțin mai... Dar e ok. E ok și ca poveste. Bineînțeles, nu se ridică la nivelul Mafiei 1 și 2, în niciun caz, dar e ok. Are partea lui ca poveste, are partea lui ceea ce trebuie. E ok și Mafia 3. Dar na. Vedem, Doamne ajută. Doamne ajută Mafia 4 să vedem, să fie forță. Și live următor, cred că clar că o să fac cu DLC-urile de la Mafia 2. Le fac maraton toate, n-are rost să... Le fac pe bucăți, fac direct tot. Așa că numai bine data viitoare.